Asta este lumea în care trăim noi. Nu trebuie să ne mulțumim că, băi, hai să punem așa o imagine falsă în față. 1 Petru 4, 8. Mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Cum să fie dragostea? O litere, două cuvinte. Să fie fierbinte. Iubiți pe frați, iarăși, 2.17. Nu astfel cum urmează 2 Samuel 20.90. Ioab a zis lui Amasa. Ești sănătos, frate. Am mai amintit noi și cu altă ocazie. Ești sănătos, frate. Și cu mâna dreaptă a credinței a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Iar cu cealaltă l-a ucis cu sabia. Frate. A zis, frate. Frate, i-a zis. Matei 26.40. Pe acela pe care voi să-l dau eu să-l prindeți și iarăși, Marcu 14.45, ultima, Iuda ce-a făcut? L-a sărutat mult pe Iisus. Tare mult l-a sărutat. Dar după aia, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, spunea acolo Ioan 13.34. O poruncă nouă, nu era nouă, era veche, dar nouă pentru ei, că nu se iubiseră așa. Abia în lumina jertfei, abia în lumina crucii, spune mărturia, ei au înțeles că trebuie să aibă noi idei, noi impulsuri, noi principii, o nouă concepție despre iubire în lumina jertfei sale. Și iarăși, cu privire la iubirea aceasta frățească, să mă duc la fratele, fratele a greșit, merg să-l ajut să-și rezolve această problemă. Împreună să o rezolvăm. Chiar și pentru a merge să ajuți fratele acesta, nu mai zic de condamnare, de judecare, unde, cum să judești tu, cum frate, ce l-ai creat tu, nu ești creator, ești lut ca și el. Simți tu că îți poți da viața să salvezi un frate rătăcit? Dacă da, atunci vei putea să te apropii de el și să-i câștigi inima. Pentru că spune Proverbele 12:26, cel neprihănit ce face? Arată prietenului său calea cea bună. Acum noi trebuie să ne gândim ce plantăm și pentru cât timp. Zice, dacă vrei să plantezi pentru un an, atunci plantează grâu, urs, orunce. Dacă vrei să plantezi pentru decenii, plantează copaci. Dar dacă vrei să plantezi iubire, și dacă vrei să o plantezi pentru eternitate, atunci această iubire plantează în oameni. Să ne gândim bine că viața, și e interesant lucrul acesta, zice, viața ne-a fost dată fără să o cerem. De aceea ni se va lua fără să fim întrebați. Deci cum vom fi noi în punctul acela, la răscrucea aceea, cum vom fi? Din ceea ce numim experiență, cu toții cunoaștem lucrul acesta, putem vorbi aici ani, veacuri despre iubire. Dacă în inima fiecăruia dintre noi nu există acel bob de muștar al miracolului credinței iubirii, dorință de schimbare, o deschidere tot timpul să fii conectat la cerințele lui Dumnezeu. Și anume cum? Dacă nu te retragi în cămăruța ta, deci nu e un lucru spus aiurea. Păi, că a zis pe acolo, pe la biserică, să ne ducem și noi într-o cămănuță, să băgăm o cheie acolo, să facem clan și să avem și noi. E real. Dacă noi nu ne retragem din tumultul acestei lumi, din tumultul gândurilor, a ideilor, a impulsurilor lumești, a poftelor acestea, să ne retragem în singurătate, să zicem, cum are nevoie de timp ca să comunice cu Dumnezeu, cu Cuvântul Său, cu natura, cu propria sa inimă. Să ne luăm 43 Divina Vindecare. Să ne luăm timpul acesta. După care, deci în camera aceea zice, roagă-te și numai atât cât vei stăvi, cât te vei ruga și vei medita la ceea ce ai cerut acum, numai atât timp vei fi puternic și vei păstra această iubire. Dar zice acum, roagă-te, meditează, lucrează, erau niște lucruri mână-mână. Și degeaba vorbim despre acestea. Dar ne facem datoria fiecare în parte, ne însemnând prin faptul că acest mesaj este rostit de cineva, că deja problema e rezolvată și în dreptul meu, din nefericire.
iubirea față de cei pierduți din lume este manifestată, uitați ce cerință, de fapt, ne dă Tatăl Ceresc în sfaturi pentru Biserică 84. Ce că în loc de Ninive, cum i-a arătat lui Iona un Ninive, zice, nouă ne arată harta lumii. Ne arată harta lumii, zice, Matei 28, 19, 20, mergeți și! Acum să pune întrebarea dacă Mântuitorul ne arată o harta lumii. Noi, ce îi arătăm? Ca urmare a acestui apel noi, ce îi prezentăm? Case? Mașini? Terenuri? Diplome? Țoale? Cum să spunem? Ce îi prezentăm noi mult? Comoditatea noastră? Plantează adânc în inima unui om un cuvânt de iubire. Hrănește-l cu zâmbete, fapte de iubire și rugăciuni. Și privește ce se întâmplă făcând lucrul acesta. Iubirea este ca cele 5 pâini și 2 pești. Nu se înmulțesc până nu, dai, nu le dai altora. Și iubirea nu se înmulțește până o dea. Lumea în care trăim, ce este de fapt? Bă, că e lumea rea, iau-te cât. Lumea în care trăim este imaginea noastră în oglindă. Imaginea noastră în oglindă. Să o facem mai bună. Ăsta e deziderat. Cine udă pe alții, va fi udat și el. Și cum răspunde NATO fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Iisus vestea întotdeauna adevărul cu dragoste. Cu cel mai mare tact și totdeauna era amabil și atent. El nu a rostit niciodată, deci nu a fost niciodată nepoliticos. Cine din această sală poate spune că n-a fost niciodată nepoliticos? Cine din această sală poate spune că și nu a rostit niciun cuvânt tăios fără să fie nevoie? Sigurile după casă, câteodată. El nu critica slăbiciunea omenească. Denunța fără teamă ipocrizia, necredința și nelegiuirea, dar avea lacrimi, lacrimi, lacrimi. Frașilor, sunt subiecte care, cum să vă spun, ar trebui prezentate ca și cum ar fi ultimul subiect prezentat pe această lume, înainte de revenirea Mântuitorului. Ca și cum ar fi sala așa de plină că am stat cocoțați pe fereste, ca e util. Și iubirea este unul din acestea. Deci nu e un lucru de glumit. Orice am face, orice meserie, că avem credință, că suntem răbdători, totul are, trebuie să aibă ca temelie iubire. Și, deci fără iubire, nu ține nimic fără iubire, dar fără iubire autentică. Și ca să ajungem la această iubire, trebuie să o practicăm noi înșine. Trebuie să o oferim noi înșine. Lumea este imaginea noastră în oglindă. Eu ce rău e cu Tărescu. Eu sunt rău. Eu sunt rău. De fapt. Iisus vestea, spuneam adevărul cu dragoste. Și a spus tuturor creștinilor, zice, mergeți și vestiți Evanghelia. Du-te! Și acum să vedem două cazuri prezentate de Cartea Proverbelor. Legat de acest îndemn. Du-te! Proverbele 10, 26. Cum e oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi? Cum e fumul pentru ochi? Cum e? Așa. Deci, cum e oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi? Așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Ce plăcere are cel ce-l trimite de un om? Cum? Care nu-l ascultă. Nu-l ascultă. Cum e fumul în ochi? Și de asemenea este mileneș. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Cine nimicește fratele? Satan. Leneșul deci este frate cu cine? Cu Satan. Și Mântuitorul zice, du-te. Și cum ești tu pentru... Cum ești tu? Cum sunt eu? Cum suntem noi? În ochii cerului. Cum suntem? Ca un fum în ochi, ca un oțet pentru dinți? Sau varianta a doua, frumos reprezentată în câteva cuvinte, în Cartea Proverbelor 25-13. Care coarează pezii pe vremea secerișului? Așa este, un sol credincios pentru cel ce-l primit. Să fim și noi ca această a doua variantă.
Această iubire ne susține și în încercările noastre. Dacă se manifestă în biserică, cu siguranță că va trezi ura lui Satan. Noi nu suntem punctele finale ale iubirii lui Dumnezeu. Gata, ne-a iubit, ne-a dat adevărul ăsta sfânt, cel mai curat, numai nimeni ca noi. Nu suntem finalitățile. Noi doar, înseamnă că ne-am înțeles menirea greșit. Noi doar suntem canale prin care să se reverse această iubire mai departe. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea? Să înțelegem, deci, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos. Lățimea, am văzut noi, și am mai spus și altă dată, înseamnă lumea. După Ioan 3:16. Cât de lată e iubirea aceasta? Lumea. Sau, de asemenea, poate reprezenta harul care mântuie și pe iudei și pe greci. Și pe greci, și pe neamuri. Lungimea, cât de lungă iubirea, cât de mult, pe vecie, în Pantea Corinteni 13:8, din veșnicie în veșnicie. Cât de adâncă, chiar moartea pe cruce, Filipeni 2:8. Noi înșine, fiind scoși din mocirila păcatului, scoși din valea umbrei morții. Înălțimea, cât cerul, după Antei Ioan 3:1-2. Dacă mântuirea noastră ar depinde de propriile noastre eforturi, n-am putea fi salvați. Dar ea depinde de unul care este în spatele tuturor făgăduințelor. Iubirea lui este aceea unui frate mai mare. De câte ori, în viața de zi cu zi, cei care au avut frați. Eu nu am avut frați, am un surori, dar am văzut frați mai mici ajutați de frați mai mari în situații rele. Zice, dar totuși, de ce te duci acolo și încerci să faci lucrurile astea? E frate micul. Câtă încredere, câtă putere îți dă faptul că ai un frate mai mare care te ajută neîncetat. Iubirea față de Domnul lor face ca suferința pentru numele Lui să fie dulce. Deci orice suferință făcută din iubire față de Dumnezeu, ea va fi dulce. Dacă credința, spuneam, cât un bob de muștar, dacă iubirea ar fi cât această credință, cât un bob de muștar, și o credință ca un bob de muștar, ce poate să facă? Poate să teleporteze munte. Dar ce poate să facă o iubire cât un bob de muștar? Poate să teleporteze lumea asta, nu? Din păcatul ăsta să teleporteze în neprihănire. Cam așa ar putea să facă. Se spune despre păianjă că pânza păianjelui are o rezistență remarcabilă și anume un fir de grosimea unui creion, cam cum e pixul. Un fir de grosimea asta poate opri un avion Boeing 747 din zbor. Deci cam atât. Și avionul la sol. Volumul 8202. Să fim veseli de gen necazul și să spunem în furtună și uragan, ancora mea ține, deci e rezistentă. Poate ține un băiul, poate să țină orice. Ancora mea ține. De ce? Pentru că sunt ancorat în iubirea lui Dumnezeu. Căci dragostea, spune în cântarea cântărilor 8:6. Cât de tare? Firul de păianjen, cât de tare? Cântarea cântărilor 8:6. Căci dragostea este tare ca moartea. Într-o altă traducere, de fapt, zice, e mai tare ca moartea. Dragostea. Adevărata iubire. Adevărata iubire, frate și surori, este aceea pe care a demonstrat-o Samson în momentul în care a făcut această cerere din judecător 14:3, ultima parte. Ia-o că-mi place. Corect sau greșit? Greșit. Greșit s-a auzit. Sentimentele sunt adesea înșelătoare. De câte ori nu s-au spus aceste două cuvinte oblitere? Te iubesc. Și după un an, doi, sau mai mult sau mai puțin, s-au întâlnit la tribunal pentru un divorț sau alte situații. Te iubesc.